Bun găsit tuturor, sunt Larisa Bernaschi. Începem Prima News, vă prezentăm, așa cum am obișnuit, principalele știri ale zilei. Schimbă suburban de replici între președintele Camerei Deputaților și liderul AUR, George Simion. Cei doi s-au înjurat în plenul Parlamentului. Asta în condițiile în care Alfred Simonis a spus de la, l-a amenințat și înjurat pe George Simion de la pupitrul Camerei Deputaților, iar liderul AUR, George Simion, i-ar fi spus că iar sparge dinții și l-a înjurat. Pe de altă parte, George Simion le-a cerut socialdemocraților să îl schimbe pe Alfred Simonis din fruntea Camerei Deputaților. Ministerul Apărării organizează mari repetiții pentru parada militară națională de la 1 decembrie de la București, acolo unde vor participa peste 1500 de persoane, dintre care 150 de militari străini și de asemenea vor fi folosite 130 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave. Marți și astăzi, vineri, pe 1 decembrie, vor fi restricții de circulație pe mai multe bulevarde din București. Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației Dăruiește Viața, a declarat luni că noul spital construit din donațiile românilor nu va intra la administrația spitalelor din București și că este un spital public construit pe terenul statului. De asemenea, ea a arătat că peste 350.000 de oameni au pus bani, iar din SMS-uri s-au strâns numai puțin de 20 de milioane de euro. Mergem mai departe. Muzeul Național de Istoria României a anunțat deschiderea expoziției Marea Unire, povestea ei în medalii și plachete, care va fi disponibilă publicului începând cu Ziua Națională, adică vineri, 1 decembrie. Printre personalitățile evidențiate în expoziție se vor regăsi suveranul României, regele Ferdinand, dar și regina Mariei, dar și politicieni precum Ice Brăteanu sau Iuliu Maniu. Un program de economii de 10 miliarde de euro al grupului Volkswagen va include reduceri de personal, au anunțat managerii gigantului auto. Șeful mărcii Volkswagen a avertizat că nivelul ridicat al costurilor și productivitatea scăzută fac mașinile sale necompetitive. Rămânem în industria auto, dar ne mutăm în Marea Britanie. Ministrul pentru investiții, Dominic Johnson, lucrează pentru a atrage producătorii de mașini chinezi să construiască o fabrică în țară. Investițiile din China sunt cruciale pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu, a afirmat ministrul britanic. De asemenea, continuăm cu știri externe. Israelul și Hamasul, care au ajuns la un acord asupra unei prelungiri cu încă două zile a unui armistițiu în războiul din fâșia Gaza, urmează să continue schimbul de ostatici. Ca urmare, încă 10 persoane urmează să fie eliberate marți de Hamas în cea de-a 5-a zi de armistițiu cu Israelul. Continuăm cu sport, bineînțeles. Răsturnare de scor în Giulești, Rapid a fost învinsă luni pe teren propriu cu scorul de 3-2 de Universitatea Cluj în ultimul meci al etapei a 17-a din Superliga. Rapidiștii au pierdut meciul după ce au condus cu 2-0. Încheiem ca de obicei cu informațiile meteo. Meteorologia anunță, începând de marți, în insori însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, chiar viscol în zonele de munte, fiind emise avertizări cod galben, respectiv cod portocaliu, pentru altitudini mai mari de 1700 de metri. Pentru Dobrogea, meteorologii au emis o avertizare de vânt. Avem și întrebarea zilei, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit. Întrebarea de la această oră este dacă credeți că la sfârșitul anului vom intra în spațiul Schengen. Vă reamintesc faptul că pe 5 decembrie s-ar putea da un vot decisiv în Consiliul JAI. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon, la numărul de WhatsApp, de fapt afișat pe ecran. Noi ne revedem după o scurtă pauză de publicitate.
Doamnelor și domnilor, am revenit la Prima News. Vă spuneam înainte de publicitate că întrebarea zilei, sau cel puțin pentru această oră, este dacă avem sau nu vreo șansă să aderăm la spațiul Schengen anul acesta. Pentru acest lucru, dar și alte subiecte care se află pe agenda Uniunii Europene, inclusiv despre ancheta care se face la nivelul UE cu privire la achiziția de vaccinuri din pandemie, discutăm cu invitații mei de astăzi. Printr-o intervenție Skype, alături de noi se află Vlad Botoș din partea USR. Bună ziua, bine ați venit la Prima News. Bună ziua și mulțumesc pentru timp. Dragoș Păslaru este de asemenea europarlamentar în cadrul grupului Renew Europe. Domnule Păslaru, bine ați revenit la Prima News. Mulțumesc pentru invitație, salutări de la Bruxelles. Și Eugen Tomac este europarlamentar din partea PMP. Domnule Tomac, bine ați revenit la Prima News. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș începe această discuție cu privire la bugetul pentru anul viitor. Un buget destul de mare, 189 de miliarde de euro este bugetul Uniunii Europene pentru 2024. Este și ultimul buget pe care l-a votat Parlamentul European în această legislatură. Știm foarte bine că luna iunie urmează alegeri pentru Parlamentul European, atunci când vom avea și mai multe locuri de europarlamentar. Vorbim de 15 locuri în plus. Decizie luată în urma schimbărilor demografice. Sunt câteva state care vor primi locuri în plus de europarlamentari. Însă, aș vrea să începem discuția aceasta cu prioritățile pe care europarlamentarii, dumneavoastră, invitații de la această oră le aveți pentru pe ultima 100 de metri. Așa. Domnule Botoș, aș începe cu dumneavoastră. Sigur, acest mandat a fost unul foarte complicat și nu o spun fiindcă am făcut parte din această legislatură, ci acest mandat a început cu Brexit-ul. Imediat după ce ne-am luat mandatul, colegii din Marea Britanie au ieșit din Parlamentul European, după aceea am avut criza COVID, am avut războiul din Ucraina, am avut după aia criza energetică, criza inflaționistă, războiul din Orientul Mijlociu, însă în același timp noi cei din Parlamentul European ne-am canalizat energiile pe ceea ce am început și anume Green Deal-ul, digitalizarea Europei și sigur că a trebuit tot timpul să fim pompierii de serviciu și să susținem efectele acestor crize. Prioritățile mele pentru finalul de mandat în ultimele 6 luni sunt să-mi duc raportul Product Liability Directive, directiva produselor neconforme la capăt. Sunt acum în negocieri, în trialog, împreună cu Consiliul UE și Comisia. Sper să avem un vot final în februarie pe acest raport și sigur să îl închidem. Este foarte important pentru toți consumatorii din Uniunea Europeană și în același timp îmi doresc ca ceea ce am făcut în ultimii 4 ani jumate și anume să ținem subiectul România Schengen pe agenda publică europeană. Eu și colegul meu Eugen Tomac, în fiecare sesiune plenară am luat cuvântul pe acest subiect. Sperăm să se finalizeze cu aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, pentru că dacă nu vom reuși în această ultimă lună, nu știu un orizont de timp în următorul an sau următorii 2 ani în care putem acest deziderat de țară să-l îndeplinim. Da, domnule Păslaru, pentru dumneavoastră un mandat destul de interesant, ați ajuns în Parlamentul European după ce ați fost ales pe listele USR, acum sunteți europarlamentar, faceți parte din grupul Renew Europe, care sunt ultimele dorințe, așa, pe ultima 100 de metri până la finalul mandatului? Da, mulțumesc pentru această ocazie de a spune care sunt lucrurile pe care le facem pe final de mandat. Pentru mine e foarte simplu. Am făcut o serie întreagă de lucruri în interesul cetățenilor europeni și români timp de mai bine de 4 ani și acum, practic, ce încerc să fac este să explic de ce lucrurile acestea sunt bune, cum ajută, astfel încât să avem cât mai multă lume care să vină la vot, fiind atrasă de faptul că se poate și că există europarlamentari
care sunt acolo în miezul negocierilor și adoptă dosare care sunt cruciale pentru interesul românilor, a României și al Uniunii Europene. Dar cumva ați pus întrebarea legată de buget și cred că am deviat un pic discuția. Cred că mai important decât dorințele noastre personale, ar trebui să le spunem celor care ne urmăresc ce este cu bugetul și cumva aș vrea să clarific că la nivel european situația în ceea ce privește resursele financiare este tensionat. Ceea ce se simte și în România este o perioadă în care avem încă efecte negative ale diverselor. De 6 de miliarde de euro pentru priorități, cum ar fi migrație, da? Iată tema care de fapt ne ține pe noi pătușe din cauza Austriei, tehnologia pe care, în care avem de investit în partea de digitalizare și aveam și 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, care erau propuși. Dar situația este dificilă, Consiliul, statele membre, adică au vrut să reducă din buget, să taie din cheltuieli, iar Parlamentul, reprezentând până la urmă interesul direct al cetățenilor, a reușit să se opună și să evite aceste reduceri, inclusiv să oferim o finanțare suplimentară pentru programele Fanion, cum ar fi Erasmus Plus, partea de cercetare, Orizont Europa, sau sprijinirea programelor de vecinătate, care sunt foarte importante pentru viitoarea perspectivă de lărgire a Uniunii Europene. Și ce aș vrea să mai adaug aici este faptul că negocierile din perspectiva Parlamentului nu sunt doar pe bugetul din anul 2023, sunt legate de perspectiva viitoare. Parlamentul a legat în aceste negocieri bugetul de pe anul acesta cu ceea ce se numește cadrul financiar multianual, deci cu acea perspectivă 2021-2027. Vorbim de predictibilitate, măcar la Bruxelles, domnule Păslaru, că România mai greu cu predictibilitatea. Exact, asta este ideea, cumva, decât să ai o măsură reactivă, așa cum face guvernul acum, că încearcă să împuște niște bani în plus pe termen scurt. Noi, în Parlamentul European, lucrăm altfel și am mers cu această perspectivă prin care să înțelegem un pic cum anume urmează să susținem statele membre și la nivel european politicile cruciale. Vrem să facem transformare digitală, tranziție verde, competitivitate, măsuri sociale, de unde luăm banii aceștia și cum strângem aceste resurse. Și e important să știe românii și cetățenii europeni că Parlamentul și-a făcut treaba și am reușit să adoptăm un raport și avem o poziție care este în interesul românilor. Vorbeați de ajutorul pentru Ucraina. Ne puteți spune care este până la urmă bugetul alocat pentru aceste ajutoare? Noi, practic, am cerut să creăm un fond dedicat pentru Ucraina ca să nu mai trebuiască să aprobăm tot timpul pe aici, pe acolo, cârpeli. Poziția noastră susține majorarea pe care o propune Comisia Europeană de măcar 50 de miliarde de euro care să fie în buget, deci nu cu rectificări sau fond de rezervă, cum se face la noi în România. Și acum evident că este cunoscut faptul că Ucraina este susținută de toate statele membre, dar știți cum e, mie milă de Ucraina, dar mai milă mie de mine. Cam asta pare să fie atitudinea din Consiliul a statelor membre. Noi în Parlamentul European credem totuși că Ucraina trece acum printr-o perioadă critică în care contraofensivă începe să dea roade ajungând pe malul celorlalt care până acum era ocupat numai de ruși și cred că acum este un moment foarte important, mai ales că livrările de armament în contextul conflictului și atacului terorist al Hamas asupra Israelului au cumva deviat un pic atenția. Deci Parlamentul și grupul meu politic Renew Europe, care a jucat un rol crucial în formarea majorității pentru adoptarea bugetului, susține în continuare alocarea acestor sume către Ucraina, ca să fiu foarte explicit. Da, domnule Tomac, un mandat dificil, putem spune, însă iată că s-a aprobat și ultimul buget pe care îl mai votați dumneavoastră din acest mandat, că cine știe, poate vă continuați mandatul și în următoarea legislatură. Eu vreau să fac câteva comentarii succinte. În primul rând, cred că această legislatură a fost plină de provocări, plecând de la Brexit, pandemie, criză energetică, criză de securitate, criză de refugiați. Toate aceste teme au fost evident pe agenda Parlamentului European. Pe mine m-au preocupat însă subiecte ce țin de vecinătate imediată, pentru că este evident pentru noi interesul major ca țară este ca Republica Moldova
să intre cât mai rapid în Uniunea Europeană. Evident că războiul din Ucraina ne-a schimbat tuturor, atât în Uniunea Europeană cât și în România, percepția despre securitate. Și aici, pentru că discutam mai devreme despre buget, cetățenii români trebuie să știe că Uniunea Europeană întotdeauna a răspuns la crizele cu care s-a confruntat prin două măsuri. Fie mai multă integrare, fie extindere. Așa am intrat noi și celelalte state fost socialiste în Uniunea Europeană după ce s-a prăbușit blocul socialist. Răspunsul la această agresiune a Rusiei este tot extindere prin invitarea Ucrainei și a Republicii Moldova. Și cred că aceste subiecte sunt de interes major și trebuie să fie explicate în mod constant, cu argumente și credibil, pentru că, din păcate, avem în societatea românească o divizare în ceea ce privește percepția pericolelor ce țin de securitate, pentru că există foarte multă dezinformare. Dezinformare care este promovată de actori politici chiar cu reprezentare în Parlamentul European și actori politici care au reprezentare în Parlamentul Național. Din păcate, diferența și discrepanța, dacă vreți, sau abordările complet diferite pe care le are Parlamentul European față de temele la zi majore, că ne referim la digitalizare, că ne referim la combaterea crizelor de sănătate, crizelor de război, este fundamental diferită. Și aici este o mare problemă pentru societatea noastră, pentru că încă decidenții de acasă nu reușesc să-și impună punctul de vedere în fața celor care dezinformează cu bună știință și până la urmă, prin această abordare, fac jocul direct al Moscovei. Și aici n-ar trebui să ne ferim de nuanțele pe care le utilizăm în discursul public și eu mi-am asumat această Vorbim inclusiv, domnule Tomac, vorbim inclusiv și de partide extremiste, au apărut și la noi, dar la nivelul Uniunii Europene au început să prindă un avânt așa, încă din ultimii 3-4 ani, valul acesta de partide extremiste, ne așteptăm ca în următoarea legislatură grupul în care fac parte, grupul european în care fac parte, să devină mai numeros? Există o astfel de îngrijorare la Bruxelles? Evident că este o problemă serioasă care ne preocupă pe toți, pentru că, sublinez, crizele suprapuse prin care a trecut Uniunea Europeană au generat și acest val de mulțumire, iar cei care nu își asumă niciun fel de responsabilitate în fața cetățenilor vin cu o retorică plină de minciuni care, din păcate, în vremuri de criză prinde. Și am văzut că prinde și în democrații mult mai consolidate decât cea din România. Așa este. Rezultatul recent din Olanda ne oferă, iată, o poză exactă până unde poate duce democrația, dar să nu uităm că și Marea Britanie a trecut prin acest gest nefericit și s-a adoptat acel referendum Brexit, tocmai pentru că politicienii populiști care, după ce își ating un obiectiv politic împins din irresponsabilitate spre o extremă, nu-și mai asumă consecințele. Așa s-a întâmplat în Marea Britanie, așa se întâmplă în foarte multe societăți. Ori noi trăim într-o lume reală, nu putem să ne construim perspectivele viitorului plecând de la conspirații și tot felul de teorii cu care se hrănesc aceste grupări extrem de periculoase. Din păcate va fi un an dificil anul viitor, tocmai din această perspectivă, având în vedere că sunt alegeri europarlamentare, iar în România va fi și mai dificil pentru că avem toate rândurile de alegeri și da, într-adevăr, aceste dezinformări și aceste intoxicări, dacă vreți, sunt extrem de prezente și ar putea să influențeze, de ce nu, inclusiv rezultatul votului. Tocmai de asta aș vrea să continui discuția cu
Vlad Botoș. Domnule Botoș, vedem că sunt state care au reușit, dacă vreți, să primească în mandatul următor, vor avea mai mulți europarlamentari, vorbim de Franța, de Spania, țările de jos care vor avea câte două locuri în plus, asta pe baza schimbărilor demografice. Domnule Botoș, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că au mai mulți cetățeni și că trebuie să fie mai bine reprezentați în Parlamentul European, nu? Corect, ați spus foarte bine. Conform tratatelor Uniunii Europene, care este un fel de Constituție a Uniunii Europene, oricât de mare ar fi țara, un stat membru are maxim 96 de europarlamentari, este cazul Germaniei, care are o populație de 83 de milioane, sau un număr minim, oricât de mic ar fi țara, și vedem cazul Maltei sau al Luxemburgului, țările cele mai mici, care au un pic peste 1 milion de locuitori, sau chiar sub 1 milion de locuitori, îmi cer scuze, au minim 6 europarlamentari. România și-a început... Au început mandatele de în Parlamentul European în 2007 având 35 de europarlamentari. Am scăzut la 32 odată cu Brexit-ul. Am primit un mandat în plus, să nu uităm că noi am candidat pe 32 de mandate în 2019, însă după Brexit României i-a revenit un nou mandat și așa am ajuns la 33. Vom rămâne cu acest număr de mandate și legislatura următoare, când vom avea 721 de europarlamentari. La ora actuală avem 705 europarlamentar. Sigur, este foarte important să ai cât mai mulți reprezentanți, este foarte important însă ca acești reprezentanți să fie și vocali și vă spun așa cu oarecare mândrie, în acest mandat 2019-2024 cred că cei mai mulți europarlamentari români au fost vocali și cetățenii români au auzit foarte multe despre Parlamentul European. Se vorbește tot mai mult, se discută teme europene și este foarte important. Sigur, în același timp se aduc și foarte multe dezinformări despre Uniunea Europeană. Vedem acest caz al insectelor, care a fost atât de mult dezbătut și vedem cu toții că este o intoxicare și sigur, alte teme care tot au fost aduse în atenția publică, mai ales de acești extremiști, care, sigur, unii probabil vor avea mai multe mandate, însă, până la urmă, este important și ce faci, cum rezolvi problemele românilor, problemele celorlalți cetățeni europeni, pentru că doar aducând niște teme populiste, fără soluții, doar să spui că Uniunea Europeană este problema tuturor nu este adevărat. Haideți să ne uităm unde este România acum la 16 ani de aderare. Poate e și treaba dumneavoastră, nu a dumneavoastră personal, ci a europarlamentarului, să combateți aceste probleme și să arătați că soluțiile sunt în altă parte și nu la cei care spun că nu se pot face sau care acuză Uniunea Europeană. Că, până la urmă, urmei, vedem și avem aici și la noi în țară, da, cel mai bun exemplu, îi vedem pe cei de la AUR, un partid anti-european, dar care are șanse foarte mari să câștige multe mandate în Parlamentul European în următoarea legislatură. Doamna Bernatschi, atunci când doi extremiști germani au spus că România nu are ce căuta în Schengen, am fost europarlamentar că am ridicat și le-am dat o replică în limba lor. Ei nu pot să-mi dea o replică în limba noastră. La fel am făcut-o și săptămâna trecută în plen, când același europarlamentar Rael, la o dezbatere despre violența împotriva femeilor, din nou a venit cu teme totală aiurea și a deturnat acea dezbatere. Din nou m-am ridicat și am dat o replică în aplauzele colegilor. Majoritatea au fost colegi în sală, însă și a colegilor mei. Cred că noi, europarlamentarii democratici din partidele pro-europene, cred că am demonstrat că facem vocea României auzită, iar da, probabil AUR va avea mai mult de un europarlamentar pe care l-au acum și care nu a intrat pe listele AUR, ca să fim foarte clar, a intrat pe listele PSD, domnul Tehe, și a fost ales, pus de domnul Dragnea pe listele PSD. Vor avea mai mulți reprezentanți, însă, sincer vă spun, nu cred că
gălăgia va rezolva problemele noastre. Nu cred că gălăgia va aduce. Așa este, dar asta rămâne să decidă românii ce cred dânsii că le va rezolva problemele. Domnule Păslaru, știu că ați fost foarte implicat, dacă vreți, în negocierea privind RePowerEU. Au ajuns cumva la final aceste negocieri. Într-un final au fost aprobate planurile, cel puțin al României, din câte am înțeles. Da, vă pot confirma faptul că există această bornă care am trecut-o cu aprobarea de către Comisie. Urmează să fie aprobat și de către Consiliu, dar e mai degrabă o formalitate. Eu mă bucur că, în ciuda mai degrabă decât cu sprijinul guvernului, am reușit ca o parte mai mare din bani să nu se ducă la întreprinderi de stat, ci către cetățeni pentru partea de eficientizare energetică. Cred că avem nevoie de niște programe făcute pe model european, nu cum e Casa Verde acum, care e un coșmar și lumea stă și așteaptă și e blocat de atâta timp. Am dat și sugestii cum ar putea fi implementat cu autorități locale și cu instrumente financiare susținute de către bănci și instituțiile financiare din România acest program, pentru ca lumea să nu trebuiască să se înnece în hârtii sau să trebuiască totul să fie aprobat iarăși de funcționari care să fie copleșiți de numărul mare de cere. Ceea ce trebuie să știe toți românii este că aceste oportunități pentru renovare profundă a locuinței și pentru eficientizare energetică și peste asta panouri fotovoltaice, dacă își doresc, astea sunt niște lucruri care urmează să fie finanțate, sunt peste jumătate de miliard de euro dedicate gospodăriilor și încă niște bani serioși pentru antreprenori. Și ce trebuie să înțelegem este că e absurd să spui panou fotovoltaic dacă casa pe care o ai nu e izolată și stă să cadă. Adică e absolut firesc ca să poți mai întâi să-ți eficientizezi instalațiile, da, să faci izolația și după aceea... Da, mai sunt și alte lucruri de văzut aici în țară, pentru că știu că programul și tot ce înseamnă zona aceasta de fotovoltaice a luat așa avânt în România. Am văzut că românii sunt interesați de astfel de investiții, sunt o grămadă de programe, inclusiv europene, se dau bani pentru astfel de investiții. Problema este că în acest moment... nu există infrastructură pentru magazinare. S-ar putea ca ceea ce are România în acest moment să nu facă față în cazul în care vor fi foarte mulți care vor face acest lucru. Adică cumva trebuie să mergem în paralel noi ca stat, nu eu personal sau dumneavoastră, noi ca stat ar trebui să mergem cumva în paralel cu investițiile în această zonă. Da, aici vă confirm că e nevoie de investit în infrastructură. Să nu uităm, când am privatizat societățile de distribuție, au fost niște angajamente foarte clare cu privire la investițiile în rețele. Acum rămâne de discutat dacă trebuiau sau nu făcute, asta nu sunt eu în măsură să judec, dar cert este că acum ne uităm în spate de ce nu au fost făcute aceste investiții, în condițiile în care era un acord la privatizare. Dar ceea ce este important ca prosumatorii, cei care de vor să devină prosumatori, să știe, este că prin RePowerEU poți într-adevăr cumpăra inclusiv baterii. Deci nu este vorba numai să te cuplezi la rețea, ai posibilitatea să-ți instalezi astfel de lucruri folosind stocare proprie în locuință. Aș vrea doar să menționez că acest caz pe care noi îl discutăm acum este simptomatic pentru tot ce se întâmplă în legătura între Uniunea Europeană și cetățeni. Uniunea Europeană a pus pe masă politici, a pus pe masă bani și practic a rugat statele membre doar să facă ca aceste beneficii să ajungă la cetățeni. Să facă din programe. Păcate, da, din păcate este o chestiune strict legată de guvernare și de administrarea țării, motivul pentru care noi nu reușim să cheltuim banii europeni așa cum trebuie și evident că nu trebuie să acuzăm oamenii că ei nu simt beneficiile dacă noi avem politici și respectiv o guvernare care nu reușește să le transmită la oameni. Și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză, mi se pare important. Totdeauna vor exista, să spunem, va exista o minoritate care va dori, va tânji după suveranism sau, în fine, după purism, ca să spun așa, considerându-se că sunt mai pur decât alții. Dar ceea ce este important de înțeles acum este că pe lângă curentul acesta semifascist naționalist, avem, de fapt, mulți oameni care trăiesc mai rău. Costurile vieții au crescut, oamenii au frici, au griji,
și practic în acest moment, din aceste frici și griji, întăresc rândurile naționaliștilor. Și atunci misiunea noastră, și cu asta vreau să subliniez, misiunea noastră nu este numai să adresăm efectele și să comentăm sau să criticăm partidele extremiste care au apărut, ci mai degrabă să tratăm cauza. Și în calitate de președinte al Comisiei de Muncă și Afaceri Sociale, tot mandatul m-am ocupat exact de partea asta. Cum asigurăm un viitor mai bun pentru copii, și am adoptat Garanția Europeană pentru Copii, cum asigurăm un viitor mai bun pentru tineri, și avem programe care sunt destinate integrării tinerilor pe piața muncii, pe care le-am adoptat la nivel european. Și nu în ultimul rând, cum putem într-adevăr să avem niște investiții sociale într-o societate care are cea mai mare polarizare astăzi în România de după Revoluție. Suntem fibra noastră socială a țării este deșirată, și mă bucur să vorbesc în preajma zilei de 1 decembrie despre acest lucru, pentru că suntem mai dezvinați decât oricând. Iar în Parlamentul European, valorile pe care le-am transformat în practică și în măsuri legate de coeziune, solidaritate și acest pilon al drepturilor sociale, sunt lucruri pe care le-am pus pe masă și se vor resimți inclusiv de către români, cu speranța că avem o guvernare care știe să le folosească mai bine în viitor. Vreau să mă duc acum la Eugen Tomac. Domnule Tomac, ați fost unul din europarlamentarii cel mai vizibil, cel puțin din punct de vedere mediatic, care a vorbit și a încercat să facă ceva pentru aderarea României la spațiul Schengen. Săptămâna viitoare, pe 5 decembrie, este Consiliul JAI, acolo unde, cel puțin la această oră, figurăm pe ordinea de zi cu aderare împreună cu vecinii bulgari, bineînțeles. Întrebarea mea astăzi este dacă avem vreo șansă, ne facem o speranță ca pe 5 să se dea un vot favorabil. În primul rând, vreau să fiu cât se poate de corect și exact. Toți europarlamentarii români au luptat pentru intrarea așa României este. În spațiul așa Schengen. Este. Să știți că am spus de multe ori aici în emisiune că rar am văzut o mobilizare între toate partidele sau europarlamentare de absolut toate partidele politice sau neafiliați, cum a fost în cazul Schengen. Spuneam că dumneavoastră ați fost, poate, din punct de vedere mediatic, puțin mai vizibil. Tocmai de asta am făcut această precizare. O să explic și de ce, dar am vrut să subliniez acest aspect pentru că cel puțin cu domnul Botoș mă întâlnesc în fiecare săptămână, lunea, unde avem un minut la dispoziție să insistăm în dezbaterile din plen pe o temă care este de interes major pentru noi, și noi de un an de zile, în mod constant, intervenim pe acest subiect. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, evident că am fost foarte atent la discuțiile cu privire la intrarea în spațiul Schengen. Și am avut prilejul de a discuta atât direct cu președinta Comisiei Europene, cât și cu alți colegi cu privire la acest dosar înainte de votul dat pe 8 decembrie. Și am fost rezervat cu privire la modul cum au pregătit guvernanții noștri acest dosar de importanță strategică uriașă pentru România. Pentru că nu discutăm doar despre libera circulație a cetățenilor, discutăm despre facilitățile pe care le oferă Uniunea Europeană tuturor statelor membre prin piața unică europeană, și asta înseamnă libera circulație a mărfurilor. Evident, cu o creștere economică fantastică pentru toate țările și implicit pentru România, care este privată și de acest foarte drept, important de spus, domnule Tomac, este că e un drept pe care ne l-am câștigat în ani de muncă până la urma urmei, și un drept pe care îl avem de vreo 11 ani și care încă nu se întâmplă și încă avem discuții pe această temă. Da, și eu, într-un fel sau altul, mă bucur că analiza pe care am făcut-o înainte de votul din 8 decembrie și imediat după votul din 8 decembrie, prin care am insistat pe un lucru de bun simț, și anume ca România să iasă din această logică a președintelui Iohannis, care lasă totul la voia întâmplării, și să fim un pic mai curajoși în a ne apăra interesele. Eu nu cred că dacă statul român lua decizia, ca împreună cu Bulgaria, evident, dea în judecată Consiliul JAI pentru faptul că blochează un drept firesc, pentru că noi avem acolo parte de un conflict juridic
În Consiliu s-a intrat cu propunerea ca România, Bulgaria și Croația să fie acceptate în spațiul Schengen și s-au luat două decizii. Croația, da, România și Bulgaria, nu fără niciun argument, fără niciun fel de logică această decizie, ne-a împins într-un unghi din care ne este foarte greu să ieșim în momentul de față și iată cu câteva zile înainte de un nou Consiliu Jai, unde este posibil să fie pe ordinea de zi acest subiect, nu știm care este perspectiva, iar decidenților noștri pur și simplu nu le pasă. Președintele Iohannis, în loc să se plimbe prin Africa sau Dubai, trebuia să fie aici, să se lupte în fiecare zi pentru a introduce pe ordinea de zi a Consiliului European acest subiect. El a fost în 2012 și în 2011 pe ordinea de zi a Consiliului European. Noi am avut o perspectivă clară de intrare în spațiul Schengen. De ce acum nu se mai poate? Nu înțeleg. Personal, domnule Tomac. Nu mai avem foarte mult timp și vreau să mai vorbim foarte scurt de un subiect. Foarte scurt. Aveți speranța că se poate da un vot pozitiv acum în luna decembrie pentru România? Mă abțin pentru că perspectivele sunt mici, scuze. Da. Aceeași întrebare, dar vreau un răspuns foarte scurt de la domnul Botoș. Mai avem vreo speranță sau ar trebui să avem o speranță că pe data de 5 decembrie se poate da un vot pozitiv pentru aderarea la spațiul de liberă circulație? Da, pentru că eu sunt un optimist incurabil și îmi doresc foarte mult, însă cum a fost pregătit tot acest dosar de Guvernul României și coordonatorul politic extern al României, domnul Iohannis, nu știu dacă vom avea această speranță. Da. Domnule Păslaru. Vă profit de ocazie pentru că poate mă aude, deși am transmis și pe surse, adică pe comunicarea mai oficială aceste lucruri. Soluția este ca să nu cerem mare acusarea pe 5, ci să avem măcar aprobarea unui calendar. Și negocierea pe care trebuie să o avem cu Cancelarul Nehammer este ca să avem imediat adoptarea Schengen pe zona aeroportoară, deci aeroportul aerian, adică... și să avem după aceea partea terestră imediat după alegerile din Austria. Asta este un compromis care ar face ca și Nehammer să se întoarcă și să zică, uite, i-am oprit pe român, dacă asta este problema pe care domnia sa o are, ci este ceva ce ne-ar da și nouă perspectiva clară de aderare, este absolut fezabil și este o negociere pe care chiar îi invit pe decidenții din România să o împingă mai departe. Este ceva testat oarecum și cu specialiști în zona aceasta politică. Noi în grupul New Europe am vorbit și am pus presiune mult pe Olanda în ultima vreme pentru ca să-și ia obiecția pe Bulgaria și să izolăm Austria. În contextul în care aceste lucruri se întâmplă, eu sunt optimist că se poate obține un calendar, dar nu se poate numai de un minut. Ar putea să fie o variantă de compromis, să obținem un vot pe un calendar foarte clar stabilit, să intrăm mai întâi cu spațiul aerian, așa cum ne dorim de fapt, pentru că vedem de câte ori stăm la cozi în aeroport. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem câteva minute și foarte scurt vreau să vorbim și despre mega dosarul privind achiziția de vaccinuri care se desfășoară inclusiv la Bruxelles. IPPO a început o anchetă deja de câteva luni, nu prea mai știm mare lucru despre acest dosar. În schimb, am văzut, domnule Păsăraru, și încep cu dumneavoastră și o să vă rog să fiți foarte scurt. Am văzut că și în România a început acest dosar. La nivelul Uniunii Europene au fost contractate 4 miliarde de doze de vaccin. 80 de milioane ar trebui să ajungă la noi în țară. Din cele 4 miliarde, aproximativ 2 au fost distribuite de fapt. Da, lucrurile sunt foarte clare. În spațiul public au ajuns datele cu privire la distribuția de vaccinuri la nivel european. Comisia Europeană a comandat de peste 10 ori populația vaccinuri. România a comandat 4,3 ori față de populația României vaccinuri. Sunt state care au comandat, așa cum vă dați seama, dacă media este de 10 ori, state care au comandat mult peste cât au avut populația, mai mult decât România. Este o anchetă care poate că este
chiar nimerit să existe, pentru a clarifica oportunitatea în timpul pandemiei. Acum știți cum e, avem noi o chestie că după război mulți vitești se arată. Adică în contextul de acum poate că ni se pare că a costat sau n-a costat, dar atunci era vorba de vieți omenești care trebuiau salvate și în condițiile în care contractul cadru era al Comisiei Europene. Dacă Comisia a comandat de 10 ori mai mult și toate statele din zonă comandau de 5, 6, 8 ori mai mult decât populația, România ce era să facă? Să stea să aștepte să vadă dacă există un curent pro sau antivaccinist sau să se ducă și să încerce cumva să salveze vieți? Da, vom vedea cum decurge ancheta. Domnule Toma, cu o scurtă reacție la fel la acest mega dosar și la cel din România și la cel făcut la nivelul Uniunii Europene. Lucrurile sunt foarte clare. 1. Consiliul European a mandatat-o pe președinta Comisiei Europene să găsească un răspuns rapid la criza de sănătate cu care ne confruntam. 2. Cantitatea de vaccin a fost comandată și plecând de la premiza că este un vaccin nou și s-a distribuit în mai multe faze tocmai pentru a urmări efectele. De aceea dozele au fost foarte mici și au fost câteva. Sunt mai multe explicații medicale care au fost oferite și eu regret că în momentul de față domnul Rafila și străinul Cercel, care stăteau pe televizoare de dimineață până seara și explicau cât de important este să ne vaccinăm, acum stau pitiți în fotoliile de parlamentari PSD sau miniștri. Este inadmisibilă această situație și evident că creează foarte multă revoltă în condițiile în care nu discutăm de lucruri care pot fi probate că au fost făcute cu rea credință, ci când totul s-a făcut la vedere, la nivel european, în plan foarte bine coordonat. De aceea nu vreau să mă pronunț agresiv împotriva acestei anchete, dar mi se par că anumite lucruri le facem doar din păcate, cu scopul de a încuraja anumite curente politice. Da, din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc, domnilor, că ați participat la Prima News. Vă mai aștept, cu siguranță mai sunt și alte teme de interes de acolo, de la Bruxelles, mai ales că urmează și alegerile europarlamentare. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Ministrul Larisa Bernaschi începe Prima News. Începem, bineînțeles, așa cum am obișnuit, cu principalele știri. Ministrul Justiției Elena Gorghiu i-a transmis marți Procurorului General cererile de urmărire penală formulate de președintele României în privința lui Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă în dosarul în care sunt acuzați de abuz în serviciu privind achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei de COVID-19. Parlamentul se pronunță miercuri în privința cererii DNA de ridicare a imunității a fostului premier Florin Câțu. Limbaj suburban între doi aleși în Parlament. În plenul Camerei Deputaților a avut loc un schimb de replici dur între președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, care a vorbit la prezidiu cu liderul AUR, George Simion, pe care l-a amenințat că îi sparge dinții și l-a înjurat. În replică, Simion i-a spus socialdemocratului că este, și citez aici, o lichea politică, potrivit unui video postat pe contul de TikTok al partidului AUR. Ulterior, reprezentanții AUR le-au cerut președintelui PSD, Marcel Ciolacu, și președintelui PNL, Nicolae Ciucă, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, pentru comportament agresiv și limbaj suburban pe care îl manifestă, spun aceștia, în mod constant în plenul Camerei Deputaților la adresa parlamentarilor din opoziție. Ministerul Apărării organizează marți repetiții pentru Parada Militară Națională din 1 decembrie de la București, la care vor participa peste 1500 de persoane, dintre care 150 de militari străini. De asemenea, vor fi folosite 130 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave. Marți și pe 1 decembrie vor fi restricții de circulație pe mai multe bulevarde din București. Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației Dăruiește Viața, a declarat luni că noul spital construit din donațiile românilor nu va intra în administrația spitalelor din București și că este un spital public construit pe terenul statului. Ea a arătat că peste 350.000 de oameni au pus banii, iar în 6 ani s-au strâns din SMS-uri numai puțin de 20 de milioane de euro.
Un program de economii de 10 miliarde de euro al grupului Volkswagen va include reduceri de personal, au anunțat managerii gigantului auto. Șeful mărcii Volkswagen a avertizat că nivelul ridicat al costurilor și productivitatea scăzută fac mașinile sale necompetitive. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a obținut permisiunea autorităților bulgare să traverseze spațiul aerian al țării pentru a participa la o reuniune ministerială a OSCE din Macedonia de Nord. Israelul și Hamasul, care au ajuns la un acord asupra unei prelungiri cu 2 zile a armistițiului din războiul din fâșia Gaza, urmează să continue schimbul de ostatici. Ca urmare, încă 10 persoane urmează să fie eliberate marți de Hamas în cea de-a 5-a zi a armistițiului cu Israel. Continuăm cu sport. Răsturnare de scor în Giulești. Rapid a fost învinsă luni pe teren propriu cu scorul de 3-2 de echipa Universitatea Cluj în ultimul meci al etapei a 17-a din Superliga. Rapidiștii au pierdut meciul după ce au condus cu 2-0. Încheiem, ca de obicei, cu informațiile despre vreme. Meteorologii anunță, începând de marți, ninsori însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, chiar și viscol, în zonele de munte, fiind emise avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru altitudini mai mari de 1700 de metri. Pentru Dobrogea, meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vânt. Avem și întrebarea orei pentru această oră. Dacă păstrați tradiția și mâncați românește de sărbători sau veți încerca și rețete străine? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, bineînțeles, la numărul de WhatsApp 0727222244. Doamnelor și domnilor, am revenit la Prima News. Vă spuneam că întrebarea orei este ce punem pe masa de sărbători, dacă rămânem la bucate tradiționale sau punem pe masă mâncăruri care poate par așa tradiționale, dar vin din străinătate. Îl am la această oră invitat în platoul Prima News pe Emil Dumitru, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună ziua, domnule Dumitru, bine ați venit la Prima News. Sunteți cumva așa specializat, dacă vreți, pe această zonă de agricultură și acum că urmează Crăciunul, Revelionul, sărbătorile de iarnă, cu toții ne dorim cumva să punem pe masă produse tradiționale românești, ne dorim să mâncăm bio, mai avem în România, mai găsim produse tradiționale românești și bio, să știm sigur de unde provine carnea de porc, spre exemplu, pe care o punem în sarmale sau în friptura de Crăciun? Sigur că avem și producție locală, dar din păcate producția locală nu este nici promovată în rândul consumatorilor și nu este nicio politică de asociere a micului producător să poată să facă niște partide și să fie și etichetate, pentru că consumatorul caută niște produse care să îi vadă trasabilitatea. Cât privește carnea de porc, știm cu toții, România astăzi are jumătate din ferme pe care le-am finanțat cu fonduri europene sunt închise datorită pestei porcine africane. Am văzut, domnul ministru în general are așa o memorie care uneori e foarte scurtă. În martie, când a făcut legea de combatere și prevenire a PPA-ului, spunea că e o lege foarte bună în care îi trimitea pe micii gospodari să se înscrie în cooperative, în gospodăria țărănească și pe acolo să își vândă animalele. Între timp, când a ajuns ministru, s-a răzgândit și a zis că, de fapt, le permite micilor crescători să-și vândă porcii din gospodăriile populației, doar că a uitat să spună că nu e și cadrul legal care să poată să facă lucrul ăsta și atunci... Adică în acest moment, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că dacă oamenii vor să facă mici cooperative în zona fermelor, nu pot face acest lucru pentru că pot nu există face, cadrul doar legal? Doar că nu se poate într-un timp atât de scurt fermierii să se asocieze, micii gospodari să se asocieze, să facă cooperative pentru ca să-și vândă cei 2 porci pe care i-au crescut în gospodărie, să-i vândă ca să se obțină produsele tradiționale. Dar cum se întâmplă acum, dacă, spre exemplu, eu am crescut 2, 3, 4 porci în momentul la curte, de față, pot să-i vând?
Da, în momentul de față, să zicem că există o deschidere mai mare a autorității sanitar-veterinare să vină să preleveze probe de trichină și să vadă că animalul este clinic sănătos, pe urmând a fi comercializat către o terță persoană. Sigur că există prevederea cu carnetul de comercializare, cu certificatul de producător. Doar că legea despre care spuneam din martie, în care domnul ministru inclusiv se poate verifica pe filmările de la Comisia de Agricultură, susținea că este o lege europeană și este o lege bună și că nu mai trebuie ca micii gospodari decât prin cooperative să-și valorifice animalele. Mă rog, asta apropo de dubla măsură în până la urmă, ce să mai înțeleagă românii care stau acasă. Tocmai de asta mă bucur că ați venit astăzi ca să putem să lămurim niște lucruri. Întorcându-mă la produsele tradiționale, la micii producători, mâine avem la plen punctele gastronomice locale. Este o inițiativă foarte bună prin care, practic, așa cum se întâmplă și în străinătate, cei care au mici agropensiuni, care au capacități de cazare sau au mici restaurante, să poată să își deschidă un punct gastronomic local și să utilizeze materia primă provenită din fermă. Ce înseamnă acest punct gastronomic local? Adică eu am o pensiune. Este o procedură foarte simplificată. Eu am o pensiune, poate cu o fermă, da, unde cresc porci, găini, am o vacă, să vi se permită să le puteți abatoriza, să puteți sacrifica animalele respective și să puteți să faceți, să oferiți pentru industria de ospitalitate produse locale, produse care se regăsesc doar într-un areal geografic foarte bine delimitat, și atunci este o procedură simplificată a NSVSA-ului. Eu cred că noi trebuie să trecem un pic, să depășim discuția despre producția agricolă a României de materie primă și să ne ducem către zona de produse tradiționale, să-i putem asocia pe fermieri, să le acordăm niște scheme de ajutor de stat. Tocmai aici e problema, că nu suntem la materia primă. Problema este că o ducem spre export în loc să... Exportăm subvenție, practic, prin ceea ce facem. Exportăm absolut orice. Și exportăm forță de muncă. Și să nu mai vorbim de forță de muncă. Întrebarea este cum facem să rămânem să producem la noi în țară, pentru că am văzut și mi-l amintesc pe fostul premier Nicolae Ciucă, care vorbea de lanțuri de procesare, de producție internă, de scheme de ajutor în acest sens. Suntem astăzi aici, nu prea am văzut mare lucru. Domnul Ciucă, cât a fost premier, a pus în aplicare un proiect care s-a numit Sprijin pentru România la procesare, unde a acordat granturi de câte 500.000 de euro, până la 500.000 de euro, tuturor procesatorilor care au vrut să intre în această schemă și care au procesat materia primă provenită din România. Adică morarul care a cumpărat grâu de la micii producători, care vedeți că astăzi se plâng că au hambarele pline și nu reușesc să-și vândă producția, a primit un grant de până la 500.000 de euro ca să facă pâine, să nu mai importăm aluat congelat. Foarte simplu, un mecanism foarte simplu, ne-a permis și cadrul temporar pe Ucraina. Întorcându-mă la micul producător de produse tradiționale, noi avem nevoie de o clarificare în piață, pentru că chiar înainte de a intra în emisie, povesteam cu un coleg și spunea că toată lumea sunt sibieni. Da, este adevărat, neexistând un control și o trasabilitate foarte clară, sub identitatea asta falsă, foarte mulți vând telemea de la Sibiu. Eu cred că schemele de certificare voluntară... Care poate să fie ceva adus de afară și vândută ca telemea de Sibiu, absolut. Nu? Deci noi trebuie să avem o trasabilitate foarte clară. Astăzi, în Comisia de Agricultură, am adoptat proiectul de lege privind schema de certificare voluntară DOR, care se numește De Origine România, cu materii prime de bază provenite exclusiv din producția autohtonă. Stați că discutăm imediat de proiectul acesta, pentru că ar putea să aducă niște modificări extrem de importante. Dar ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că acum mergem la piață, în magazine, supermarket, și că brandul pe care îl dați dumneavoastră puțin mai devreme de la sibieni, nu trebuie să ne n-ar trebui noi ca și cumpărători să avem neapărat încredere că ceea ce cumpărăm este autentic românesc sau că este produs în România. Dacă nu este pe o schemă certificată de produs tradițional, de produs cu indicație geografică protejată, nu avem nicio certitudine că materia primă sau chiar produsul este local. Deci ar trebui să mergem și să cerem una dintre cele două certificate. Absolut, absolut. De asta eu cred că e nevoie să
venim cu, și cu scheme reglementate. Polonia din 2017, văzând că existau și la ei în piață astfel de abordări de inducere în eroare a consumatorului, a venit cu produs polonez și absolut toate produsele care au fost înscrise în această schemă de certificare au fost verificate și au fost promovate tocmai ca consumatorul, chiar dacă plătește un pic mai mult, pentru că trebuie să recunoaștem că atunci când avem un volum mic de materie primă pe care o procesăm și costurile producției sunt mai mari. Dar din punct de vedere al calității produsului, nu putem să-l comparăm cu absolut nimic. Păi, da, și cumva am văzut... există așa o tendință de a merge să cumpărăm mâncare sănătoasă, ne dorim și mâncare tradițională, ne place mâncarea tradițională românească, mai ales în perioada sărbătorilor de Paște, de Crăciun. Există niște momente în care ne dorim să punem pe masă mâncare sănătoasă, dar și tradițională. Tocmai de aceea avem această problemă atunci. Vă spun eu care mă duc în magazin, da, și îmi doresc să cumpăr ceva de calitate, să fie și crescut în România, dacă se poate, să am și încredere în acel produs, să fie și tradițional, adică să îndeplinească mai multe cerințe. Și mergem la raftul de la magazin, da, și vedem diferite ambalaje cu diferite chestii puse și nu știm dacă e bio, dacă nu e bio, dacă e România. Scrie că e ambalat în România, dar nu e de fapt produs în România. Și atunci acest proiect de lege de care dumneavoastră vorbiți ar trebui să ne ajute pe noi ca și cumpărători să nu mai avem aceste dileme. Ci în momentul în care vedem că un produs are o anumită etichetă, nu? Da. Așa? Să fim siguri că a fost făcut cu produse din România și procesat în România. Și verificat. Și verificabil. Absolut. Așa cum e la vinuri. Ați văzut că la vinuri există un semn de certificare cu hologramă și cu telefonul putem să scanăm vinul, să știm din ce regiune viticolă, din ce lot și când a fost așa el este, îmbuteliat. Da. Cam asta trebuie să facem, tocmai ca să ne credibilizăm produsul, pentru că altfel, astfel de abordări, cum discutam în pauză, în care toată lumea etichetează dintr-o anume regiune, dar fără să existe nicio certitudine din partea consumatorului, slăbește încrederea consumatorului în produsul local, în produsul tradițional. De asta astfel de scheme de certificare, la nivel european sunt 436 de scheme. România are doar 13 produse, dacă nu mă înșel, certificate cu indicație geografică protejată. În condițiile în care, slavă Domnului, dacă e să mergem în toate regiunile istorice ale României, vom constata că sunt sute de produse care ar merita să fie protejate și promovate totodată. Deci Ministerul trebuie să aibă o chestiune foarte clară. Pe de o parte să bugeteze marketingul pentru încurajarea și promovarea unor astfel de produse care intră sub o anume normă de certificare și atunci sunt etichetate unitar și știm foarte clar că materia primă, carnea, spre exemplu, provine de la o fermă din România și produsul respectiv, că vorbim, eu știu, de sarmale, da? Așa. Sunt produse locale și atunci nu există nicio inducere în eroare a consumatorului și e o chestiune de patriotism local de consum. Pentru că am discutat și cu retailerii. Să știți că retailerii sunt interesați să listeze cât mai multe produse locale în supermarketuri, pentru că s-a schimbat și comportamentul de consum al consumatorului. Asta zic, că există cerere pentru aceste produse. Cam asta este mecanismul pe care trebuie să-l facem. Avem și bugete. Avem bugete pe care ar trebui să le lansăm măsuri pe pilonul 2 de dezvoltare rurală, de la AFIR, unde avem în acest moment niște măsuri, cum sunt cele domeniul de intervenție 22 și 23, de procesare și marketingul materiilor prime pentru a crește capacitatea și autosuficiența de consum a României pe produse procesate. N-au fost lansate. Spuneați că proiectul de lege a trecut astăzi de votul comisiilor de specialitate din Camera Deputaților. Ce pași mai sunt de făcut? Urmează plenul pentru votul final, după care să meargă la promulgare și cu ocazia asta Ministerul Agriculturii, domnul ministru, are un instrument să-și poată construi bugetul în care să poată să bugeteze și acțiuni de promovare și marketing. Nu de alta, dar spun așa un pic cu supărare că nu înțelege ministrul foarte mult și o spun pentru că mai am un proiect care a devenit lege, o schemă de ajutor de stat pe etichetare și ambalare la legume, fructe și cartofi. De ce am simțit nevoia să vin cu astfel de schemă?
schemă de ajutor de stat, pentru că nu de puține ori constatăm că roșiile produse pe vestitul program Tomata se țin în lădițe de banane și nici nu știm dacă sunt din Turcia sau sunt de la Matca sau de la Izbiceni. Așa e. Și supermarketurile de nenumărate ori ne-au spus, domne, ca să putem să le listăm și să le avem în supermarket, avem nevoie să fie prezentate, etichetate corespunzător, să aibă o trasabilitate și cu siguranță ne dorim cât mai multe legume românești în rețeaua de supermarket. Până la urma urmei, apropo de asta, mergem și în piață și ne dorim să cumpărăm roșii românești. Și nici acolo nu au loc micii producători de la noi, tocmai pentru că există foarte multe roșii, spre exemplu, că dați exemplu de roșii venite din afara țării. Da, am văzut că ministerul vrea să facă o piață volantă acum de Ziua Națională a României. Este foarte lăudabil gestul, dar cred că ar trebui să se uite că sunt 60 de piețe agroalimentare în București, care ar putea face obiectul unor verificări, să-i lase pe micii producători să poată să comercializeze, să scoată samsarii din zona producătorilor și să-i fiscalizeze pe cei care vând cu carnete de producători false. Da? Și atunci devine și ministerul partener cu adevărat credibil alături de fermier. Din păcate, așa să ne facem că facem și să povestim ce am fi vrut să facem, cred că nu mai ne crede absolut nimeni. Să revenim puțin la proiectul privind etichetarea pentru legume, fructe și cartofi. A fost adoptat? E promulgat? Este adoptat. Mecanismul este foarte simplu. Ești o persoană înregistrată fiscal, PFA sau SRL, poți să beneficiezi de până la 100.000 de euro. Valoarea totală a sprijinului an pe an, dacă vinzi exclusiv pe factură, practic ți se dă 20% din valoarea producției comercializate pe factură de către stat înapoi, tocmai ca să-i susținem cheltuielile legate de ambalare, sortare, etichetare și transport. Și dacă ești grup și organizație de producători sau cooperativă, poți primi până la 300.000 de euro, pentru că se presupune că volumul de marfă pe care îl poți comercializa este foarte mare. Adică și la ce pot fi folosiți acești bani exact? Banii aceștia intră în contabilitatea companiilor și se decontează doar dacă realizează aceste operațiuni de transport, sortare, ambalare, etichetare. Practic, noi ce facem? Dintr-un produs care nu are o identitate în fața consumatorului, o legumă oricare ar fi ea, așa, o sortăm, o ambalăm, o calibrăm, o etichetăm și o prezentăm consumatorului să poată să știe că e roșie românească, da? Noi nu facem altceva decât să creștem competitivitatea fermierilor, pentru că dacă dăm doar la producția primară, să obținem roșii în spații protejate, vestitul program Tomata, și să ne uităm că pe import, România importă mai mult din Turcia roșii de 85 de milioane de euro, înseamnă că măsura aia nu și-a atins obiectivul final, adică roșiile respective nu ajung toate la consumator. Așa este. Și atunci noi nu spunem că programul Tomata trebuie oprit, să ne fie foarte clar. Trebuie alte programe complementare. Da, trebuie o măsură complementară ca să putem să venim cu produse pe care și retailerul ni le cere. Adică nu poți să mergi cu roșiile în lădițele de banane, să te prezinți la rampa supermarketului, să spui că vrei să vinzi produse. Și proiectul este blocat unde? Proiectul a devenit lege. Ministerul trebuie doar să facă norme. Am făcut întrebare parlamentară și mi-a răspuns ministrul, cu toate că la audiere ministrul a spus că prima măsură pe care o va lua este să bugeteze această schemă de ajutor de stat, pentru că îi se pare absolut potrivită. E și în programul de guvernare. Am văzut că sunt și în punctele pe care Partidul Social-Democrat le promovează pe agricultură. Și cu toate astea, în răspunsul pe care mi l-a dat, probabil că mi l-a fi dat vreun consilier de acolo, nu l-a reușit să-l vadă domnul ministru, este că nu are bani și că nu a bugetat măsura. Să sperăm că nu... Da, asta voiam să vă întreb, dacă există discuții, că acum se lucrează la bugetul pe anul viitor. Aștept să vedem dacă între timp și-a schimbat opinia. Cum de altfel am văzut că poate, și mai schimbă domnul ministru. Poate puneți niște presiune politică să fie bugetată. Cred că este, nu e vorba de presiune, cred că este vorba de sprijinul pe care îl putem da cu adevărat legumicultorilor din bazinele legumicole și cred că și consumatorul s-ar bucura să găsească pe raft un produs care este corect ambalat și etichetat, să știe să aleagă, să știe să aleagă că e roșie de Matca, castravete de Izbiceni și așa mai departe. Da, poate n-ar trebui să ne
ne bucurăm prea tare de cel de-al doilea proiect de care vorbeați, poate va avea aceeași soartă sau aveți garanții, poate, din partea conducerii, măcar a PNL, că ar putea să fie bugetat și ar putea să, să vedem anul viitor că există o altfel de... Atâta timp cât suntem în coaliție, sunt optimist că până la un punct probabil că va înțelege importanța proiectelor pe care Partidul Național Liberal le promovează. Pentru că aici nu este despre un partid sau altul, că nu suntem în campanie electorală și nici nu cred că face bine. Noi trebuie să facem o singură politică, politica agricolă comună. Că am văzut în dezbaterea publică de săptămâna asta o altă temă importantă, regulamentul SUR de reducerea pesticidelor. Da, a fost o dezbatere foarte intensă, dacă vreți, în Parlamentul European. A fost o discuție și a fost un vot la limită. Până la urmă, înțelegem că proiectul s-a reîntors la comisie. Nu a reușit europarlamentarii să dea un vot în acest sens, dar aș vrea mai întâi de toate să ne povestiți puțin pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea despre ce era vorba în acest proiect. A venit o propunere de la comisie foarte dură, în care se voia reducerea cu 50% a utilizării de produse de protecție a plantelor, în condițiile în care unele state sunt sub media Uniunii Europene. Spre exemplu, România folosește 0,7 kg de pesticide pe hectar, pe când Olanda 8 kg, ca să vă faceți așa o imagine de ordin de mărimi. În momentul acela, ținând cont și de faptul că în Parlamentul European foarte multe familii politice și-au exprimat dezacordul față de propunerea venită și ce trebuia să facă? Comisie, să vină cu niște amendamente. Amendamentul 502 depus de cei doi eurodeputați Buda Daniel și Motreanu Dan a fost admis, culmea, 300, în istoria Parlamentului European foarte greu se întâmplă așa ceva, 300 de voturi pentru, 298 contra. A fost admis acel amendament prin care, practic, România era... La 3 voturi a fost diferența. Avea derogare și, practic, fiind sub un procent de 35%, nu era sub nicio formă afectată de regulament, dar, în schimb, Olanda era obligată să reducă. Practic, exista o competiție, zic eu, loială între un fermier român cu un fermier olandez. Pentru că fermierul olandez, fiind foarte capitalizat, își permite să folosească produse de protecție a plantelor în mod excesiv, să spunem. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, nu s-a schimbat nimic, rămânem la fel, fiecare folosește câte pesticide vrea și cum vrea. În momentul de față, da, dar atenție, cu votul europarlamentarilor PSD, care au votat alături de grupul verzilor. Ei au votat pentru respingere, eurodeputații PPE, alături de alte familii politice, au votat pentru adoptare, pentru ca să reducem deficitul de competitivitate, dacă tot vorbim de poluator și de niște produse sănătoase pentru consumatorul european, atunci să reducă cei care sunt peste media Uniunii Europene. Aș vrea să discutăm puțin de aceste pesticide, că oamenii se gândesc așa, pesticide astea că ne fac rău. Spuneați că noi folosim 0,7 kg la hectar, da? În timp ce Olanda, dați exemplu, folosește 8 kg. Foarte mult. La ce efecte pot avea aceste pesticide asupra produselor? Eu pot să vă dau, să vă explic un pic, așa, făcând o paralelă cu medicația umană, da? Okay. Cu pastilele pe care le luăm de răceală. Încă putem să avem o cultură de grâu netratată cu niciun fel de fungicid pentru a combate anumite boli care intervin în cultură și să avem un grâu care să nu poată fi utilizat în panificație. Okay. Da? Dacă în mod responsabil utilizăm și slavă Domnului, românul în general e între statele unde suntem între statele unde utilizăm cel mai puțin produse de protecție a plantelor. Nu facem decât să nu facem tratamente de prevenție, ci facem tratamente de combatere. Doar acolo unde apar, eu știu, fuzarium, unde apar diferite boli foliare ale cerealelor. Lucru pe care nu îl face Olanda, spre exemplu, care folosește ca să prevină. Da.
Din punctul ăsta de vedere, la analizele fizico-chimice pe care le avem acreditate la nivel european, absolut toate cerealele României, să știți că nu întâmplător România este un net exportator de grâu în Egipt, da? Gasc. Tocmai pentru că avem niște calități de panificație foarte bune și cerealele noastre nu au remanență de pesticide, nu au reziduri de pesticide și atunci e clar că este un produs atractiv pentru importatorii de cereale. Deci sunt mai sănătoase. Foarte sănătoase. De asta eu cred că nu trebuie să ne ducem în latura cealaltă, pentru că e loc și pentru agricultura bio. Dar să știți că și agricultura bio folosesc anumite produse de protecție a plantelor care sunt autorizate pentru utilizarea lor asta la agricultura bio. Asta ca să înțeleagă cei de acasă și să înțeleagă mai bine pe etichetele pe care vedem bio, teoretic n-ar fi trebuit să folosească niciun fel de pesticid. Sau doar folosesc doar anumite substanțe active care, mă rog, poate provin din extracție de plante sau sunt în doze foarte mici și sunt niște organisme de certificare care certifică produsul. Noi în România avem astfel de Absolut, avem, produse? Avem astfel de produse, dar trebuie să recunoaștem că este o categorie de nișă, pentru că consumatorul din România nu își permite să dea de două ori valoarea unui produs pentru un produs bio care, ca să vă dau exemplu, la grâu, producția la bio, fără utilizarea de îngrășăminte chimice, e undeva la 2 tone, 2500 de kilograme. Și atunci fermierul respectiv, ca să poată să rămână competitiv și să aibă și un profit, trebuie să vândă la un preț destul de mare. Dublu, chiar mai triplu, bine. Chiar mai mult decât da. Dublu și ar fi atunci prețul. Și agricultura ecologică presupune și anumite provocări. Și dacă ne uităm și la schimbările climatice, constatăm că nu e așa de simplu să faci agricultură bio. Așa este. Dar nu aș vrea să punem în antiteză cele două moduri de producție, atât convențional cât și bio. Fiecare are locul lui. Categorii. Are nișa lui de consumator. Și de asta vorbeam puțin mai devreme, că oamenii încep să caute, dar încă nu avem această cultură, cum este în alte state europene, de a face diferența dintre ce înseamnă bio, ce înseamnă produs tradițional, ce înseamnă aceste pesticide pe care sunt folosite. Uneori preferăm să cumpărăm produse din afara țării pe care scrie bio, dar nu avem neapărat certificarea că pot fi bio, pentru că ambalajele pot fi diferite și ceea ce încercăm noi astăzi să facem este să educăm puțin, dacă vrei, telespectatorii, să știm ce punem în farfurie. Pentru că e foarte important, uitați, acei oameni care văd un produs bio și este mult mai scump, să-și dea seama că motivul pentru care este mult mai scump este că producția în sine este mult mai costisitoare pentru fermieri. Da, și eu cred că trebuie să ne promovăm producția locală. Cred că trebuie să ne uităm către piață. Degeaba avem producători buni, avem produse de calitate, dacă pe ele nu le regăsim în piață. Și atunci politica ministerului asta este. Dacă ai, spre exemplu, măsura 22 și 23 pe procesare, unde ai 410 milioane pe cele două măsuri, dacă nu le dai drumul mai repede să-ți producă efect economic rapid, da? În continuare vom discuta de deficit de balanță comercială, importăm aluat congelat și carne din import și exportăm porumb în Spania. Exportăm porumb în Spania de 3,5 milioane de tone de porumb în Spania și noi importăm carne de porc în România. E clar că nu putem așa. Da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să ne întoarcem puțin la asta cu carnea de porc, pentru că acum e perioada cel mai probabil în care oamenii își vor dori să meargă să cumpere, fie să cumpere carne de porc, fie să-și cumpere un porc și să îl taie undeva. Cum putem face acest lucru? De unde merge să cumpărăm porc sau carne de porc, astfel încât să știm că e crescut cum trebuie, că să avem încredere în calitatea, dacă vreți, a cărnii. În general, astăzi când discutăm și la micul producător, care e și producător de cereale, pentru că de asta și alege varianta să crească 2, 3, 4, 5 porci, tocmai pentru că are cereale și vrea să le valorifice superior vânzând animalul,
Din păcate, sunt din ce în ce mai puțin crescători de porci. Pesta porcină n-a făcut diferența între fermă comercială și gospodăria populației și, din păcate, și în fermele comerciale noi mai producem doar 15% din nevoia de consum de carne de porc. Asta înseamnă că o mare parte din carnea de porc pe care o vom consuma anul acesta de sărbători va veni din comerțul intracomunitar. Și 15% producție internă, da? Da. Asta este cartea de vizită a ministerului. Restul le cumpărăm ce vine de afară, ce nu știm de unde vine și cum. Și din perspectiva calității, sigur că aici fiecare, la o fermă comercială există trasabilitate, există norme sanitar-veterinare care trebuie să respectate, este absolut totul sigur, dar și la gospodăria populației, dacă este tradiția, domnul Dumitru, pe care oamenii vor să o respecte, să meargă la țară, să taie porcul. Și este foarte bine să menținem tradiția, dar trebuie să venim și cu măsuri. Trebuie să venim cu măsuri. Am avut o discuție care nu s-a materializat pe ceea ce înseamnă scoaterea în extravilanul localităților a unor crescători care în mod tradițional au crescut 50, 70, 100 de porci, pentru că nu acolo e problema de peste. Problema peste este la cei care sunt samsari și care umblă cu animalele vii prin localități și sunt difuzori de peste sau vânat. Deci acolo să facem o schemă de ajutor de stat cu construcții tip în extravilanul localităților, unde fermierii aceia să aibă norme de biosecuritate să crească în continuare porc. Asta înseamnă că avem o cerere de cereale. Nu se poate să mergem la nesfârșit cu export de subvenție și, practic, să mâncăm din import. Dacă tot vorbeați de procentul foarte mic de carne de porc din România, bănuiesc că și prețurile vor fi mai mari anul acesta. Vorbeați și de pesta porcină? La ce prețuri ne așteptăm? Costurile de producție, să zicem că au crescut odată și cu eliminarea facilităților fiscale din agricultură. Știți foarte bine că da, S-a renunțat la acea prevedere pe salariu minim. Plus de asta, costurile cu forța de muncă sunt din ce în ce mai mari. Din perspectiva cerealelor, să zicem că prețurile au scăzut, raportându-ne la anul precedent. Dar n-am văzut scăderi de prețuri la pâine, spre exemplu. Aici este o discuție cine are marja de profit. Pentru că aici trebuie să vedem că în forța asta de negociere între producător, procesator, comerciant, cel care are forța de negociere cea mai mare vrea să câștige mai mult. Nu cred în povestea cu plafonarea prețurilor la cozonac și la varză. Aia este o măsură din socialismul îndepărtat care nu are legătură cu economia de piață. Vorbim de plafonarea daosului comercial, da. Este o glumă proastă. Noi trebuie să vedem cum putem să-i așezăm pe toți cei trei actorii la masă, să le acordăm subvenții celor care sunt mai slabi să se asocieze și totodată, pe legea cu practicile comerciale neloiale, să-i verificăm la sânge pe ultimii din lanț care sunt mai puternici în forța de negociere, să vedem să nu facă abuzuri de poziții dominante în piață. Dacă vom face lucrurile astea, cu siguranță consumatorul va avea un preț corect. Dar nu cred în povești de plafonarea daosului comercial. Să ne așteptăm la prețuri mai mari, la carne de porc, la... N-aș vrea să fac un scenariu. Cert este că prețul la carnea de porc, astăzi când discutăm, nu-l poate face producătorul local. Pentru că atunci când îți vine 85% din carne din comerțul intracomunitar, practic nu cei din industria porcului din România pot să facă prețul la carnea de porc. Există un paradox și dau exemplul ăsta de fiecare dată când am ocazie. Spania are prețul cărnii de porc mică pentru că valorifică superior anumite produse din porc și anume hamonul, da? Ați văzut toate cele patru pulpe, le vând la niște prețuri foarte bune și atunci carnea de lucru pe care o exportă sau o aduc în România își permis să o dea mai ieftin. Și n-am putea lua un astfel de exemplu? Păi da, dar Spania a muncit foarte mult pe schema de calitate, să fie denumire de origine protejat hamonul și să aibă o campanie la nivel național de conștientizare a consumatorului și de susținerea producătorilor. Asta trebuie să facă și România.
Poate vom reuși cândva să facem asta. Nu mai avem foarte mult timp, mai avem câteva minute la dispoziție și vreau să vorbim foarte scurt de lanțul de aprovizionare. Ați spus și dumneavoastră puțin mai devreme că există niște oameni sau companii puternice care pun prețul, dar dintotdeauna a fost o situație foarte dificilă de a ajunge pe rafturi, mai ales micii producători. Ați vorbit aici de două scheme care ar putea să ajute pe zona de marketing. Așa. Problema este alta. Problema este că există foarte multe taxe, taxa de raft, taxa de vizibilitate. Așa. Mulți nu își permit să facă, să ajungă în marile lanțuri de magazin, deși poate și-ar dori acest lucru. Mai există vreo schemă de ajutor de stat sau intenționat să mai faceți ceva în acest sens, astfel încât micii producători să poată să ajungă la rafturile din marile magazine, din marile supermarketuri? În general, de-a lungul timpului, de la vestita lege 3.2.1 cu 51% produse românești pe raft, care nu și-a produs efectele. Am tot căutat exemple în alte state membre. Am fost în Franța la Clermont-Ferrand și am vorbit cu primarul de acolo și mi-a spus în felul următor: nu înțeleg ce vreți voi, pentru că noi avem acorduri interprofesionale pe filiera de produs, inclusiv la nivelul regiunii. Și tot ce erau produse provenite din comerțul intracomunitar de la alte state, le găseam pe raftul unui supermarket, jos, undeva unde aproape nimeni nu le vedeau, exclusiv produse locale. Și spuneam felul următor: 1. Noi dăm autorizație de construire supermarketului dacă vine cu precontracte pentru 90% din suprafața de expunere la raft cu producție din regiunea Auvergne, spre exemplu. Da? Asta e un mecanism. 2. Există acord interprofesional. Franța a luat filierele de produs private și le-a introdus în agențiile lor de plăți, în France Agrimer, și atunci producător, procesator, comerciant îi obligă la începutul anului, sub supravegherea Ministrului Agriculturii, prin ordin de ministru, să facă un acord interprofesional cu contract cadru, cu drepturi și obligații în oglindă și cu producție preconizată pe fiecare filieră de produs. Numai așa poți să faci o predictibilitate, nu să pui plafonare la varză, că mie mi se pare că suntem dintr-un alt film. Trebuie să luăm bunele exemple. Se ieftinește prețul la sarmale cu 2 lei, domnule Dumitru. Era o glumă, bineînțeles. Din păcate, nu mai avem timp. A fost o adevărată plăcere să vă avem astăzi aici, să discutăm despre ce punem pe masă, cum deosebim produsele tradiționale, de cele bio, de așa. Trebuie să promovăm producătorii locali, pentru că eu cred că România și satul românesc poate avea viitor dacă are produse. Da, dar are nevoie de ajutor din partea statului, care pare așa, până acum cel puțin, că mai multe i-au pus piedică micilor fermieri, micilor producători, nu i-a ajutat deloc. Poate de acum încolo se va întâmpla acest lucru. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția la Prima News. Vă mulțumesc și dumneavoastră și, bineînțeles, ne revedem și după amiază la ora 18 aici pe Prima News, atunci când ne revedem la România Politică. Rămâneți pe Prima News.